Salutare și bine v-am găsit la un nou sezon al emisiunii online cu de toate. Ne vom vedea doar aici pe playu.ro cu cele mai noi știri din lumea online-ului. Online de toate! Roxanne, reprezentantă României la Eurovision 2021, va interpreta piesa Amnesia pe scena de la Rotterdam. Hai să dăm cu play să vedem cum sună. Uitam la decor. La rubrica Vești din online vorbim despre Smiley, Bobonete și Măruță, care s-au apucat de podcasturi și emisiuni online. 8-8 și ceva fix cu Smiley, Acasă la Măruță cu Măruță și Da Bravo cu Bobonete. Hai să vedem care au fost primii invitați. Cred că plecase. Știu. Ok. Statuia nu mai era? Ce nenorociți. Da. Nici n-ai plecat bine și au și dat repede să zugrăvească, da? De ceva vreme îmi doream foarte mult să fac niște podcasturi care să fie pe online. Primul om care îmi calcă pragul casei este un om pe care îl respect foarte tare și sunt convins că foarte mulți oameni care se uită acum nici o secundă nu s-ar fi gândit că da, ia, Teo a venit la mine acasă. Da, să știi că clac, de asta știu ce să dau. Mă auzi la bucătărie! Curgeau strașinile capotopul. La maternitatea de la spitalul, de la spital, ai 18 ani și decizi să faci petrecerea. Unde s-a întâmplat și cine a fost acolo? Da, nu vreau să intru. Didina, bă, frate, la mașină. Didina. Și ai dat, ai dat talpă? Eu personal vreau să-i mulțumesc și în memoria mea va rămâne ca un an bun. Pentru că a fost anul în care am aflat că voi fi tată. E ăla verde, caca verde de la lapte, da, ăla da. E groaznic. Și mai e unul intermediar. Cât treci de la lapte înspre rădăcinoasă. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, e 8 și ceva fix. Online de toate! Astăzi la rubrica Tare Rău vorbim despre Colectiv, care devine primul film românesc nominalizat vreodată la Oscar. Documentary feature, and they are Collective. The nominees are premiile Oscar 2021 ajunse la cea de-a 93-a ediție vor fi decernate pe 25 aprilie. Collective, Romania. Cum e posibil ca oameni care au ieșit acolo să moară după 12 zile? Online de toate! La rubrica De văzut avem recomandări din lumea serialelor și lumea filmelor, așa că hai să-i dăm cu play să vedem recomandările din această ediție. Wo ist mein Cube? Und wir sind jetzt mittendrin.
We don't know what it is, but it's a threat to all mankind. Like it belongs to someone else. That shield represents a lot of things to a lot of people. Symbols are nothing without the women and men that give them meaning. This world is ours. There's no going back. It doesn't have to be a war. It already is. If we do this, we're gonna do it our own way. Seen a being as strong. Maybe one. He's back. I spent a lot of time trying to divide us. I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. There are enemies coming from far away. They serve an old power. This world is divided. No protectors here. No lanterns. No Kryptonium. It will fall in his name. I have turned worlds. All of existence shall be mine. I have a second chance. I am not gonna waste it. They said the Age of Heroes would never come again. Fighting the devil and his army. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time to stand. Fight. The time is now. Am ajuns și la rubrica recomandare, iar în această săptămână vom discuta despre recomandările de diete postate pe TikTok. În momentul în care vrei să ții o dietă, trebuie să mergi către un profesionist. Un medic nutriționist îți va recomanda, după un set de analize, ce ți se potrivește, ce face bine organismului tău. Dacă tu te apuci să ții diete pentru că au fost recomandate de X și Y pe TikTok sau alte platforme de socializare, dar cele mai multe sunt pe TikTok, s-ar putea ca în viitor să ai probleme de sănătate, logic. Nu vă mai aruncați în experimente de genul, pentru că nu fac bine sănătății. Iar recomandarea noastră, pentru că ne-am gândit ca în fiecare ediție să avem recomandări din zona asta, pe care noi o vedem puțin ciudată în TikTok,
Pentru că eu n-aș putea să vă recomand ceva când eu nu am nimic în domeniul respectiv. N-am nicio specializare să vă zic să țineți diete că eu am făcut nu știu ce sau am luat nu știu ce proteine și le-am... Sunt oameni care nu și-au făcut analizele și pot avea boli ascunse. În momentul în care tu începi să-i dai organismului aceste bombe, el s-ar putea să îți facă probleme. Și cred că cel mai important pentru voi toți este sănătatea. Și nu cea de moment, cea de lungă durată. Nu contează că ești tânăr sau bătrân. În momentul în care vrei să ții o dietă, trebuie să apelezi un profesionist. El te va îndruma și îți va spune ce să faci, ce analize trebuie să faci înainte de o dietă personalizată și atunci poți să spui că te-a pus să slăbești sau ce vrea fiecare să facă, nu este problema nimănui. Dar nu vă jucați cu sănătatea voastră. Suntem foarte ușor, mai ales în zona de online, lumea este foarte naivă. Dacă unul a făcut ceva, fac și eu că îmi face bine. Nu, nu înseamnă că și ție îți va face bine ce a făcut celuilalt. Gândiți înainte să vă apucați de lucruri de genul, nu vă mai entuziasmați că peste noapte se întâmplă minuni, slăbești, dai, pui. Nu. Toate vin din partea unor specialiști și ei vă vor îndruma, un nutriționist, un antrenor de fitness, cum să parcurgeți toți pașii. Asta a fost recomandarea din această ediție. Mergem mai departe la rubrica TikTok. Cum sunteți în momentul ăsta în casă? Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. A trebuit să mai vină niște copii acum din oraș, că s-au plecat după... În general, câți? 6, 7, nu știu cât sunt, acum că nu mai știu pe toți. Acum sunt la WC-ul. În WC-ul meu. Salut, bro. Nu că n-aș fi cu tine sau așa, n-aș fi cu niciun băiat, pentru că... I just love pussy, bro. You know? I'm just obsessed. I just love it. Și continuu m-a rugat, m-a rugat, m-a rugat și am zis, Doamne! Yo, what's wrong? Sper că v-a plăcut ediția din această săptămână, ne vom revedea în curând doar aici pe playu.ro. Până atunci nu uitați să ne urmăriți pe toate canalele noastre de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Rămâneți deștepți și sănătoși! V-am pupat!